fac, stați așa, de ce mă luați? Hai, bagă-te în mașină, hai. Puneți motivul pentru care mă luați. Bagă-te în mașină. Salut, prieteni, eu sunt Mari, sunt aici împreună cu Cristi. Cristi m-a contactat pentru a-i face o farsă vărului lui. Mi-a dat câteva date, i-am făcut o fișă. Haideți să vedem ce iese. Nu, taci din gură. Alo, da, bună ziua. Bună ziua, am văzut cum a sunat. Filip, Ionuț, Alexandru. Laurențiu. Laurențiu, două secunde să modific aici. Strada Soldata Iosif Ion? Da. Numărul? Da. Plutonier Marinițel de la poliție sunt. Sunteți la domiciliu? Acolo am buletinul, eu stau pe Bulevardul Gării de Est. La obor, la gara de est. Da, exact acolo. Sunteți la domiciliu acum să vină un coleg să vorbească cu dumneavoastră? Exact acum nu sunt, sunt până la Profi, dar ajung imediat acasă. Până la Profi, da? Un coleg de-al meu este chiar la parc. Ai buletinul la tine? Nu, îl am sus acolo, lângă casă. Ok, vino fără buletin, vino în parc. Nu, 10 minute maxim ajung. E mult. Păi încerc să ajung mai devreme, cât posibil pot. Ok, la revedere. Da. Dă-i drum. Bună ziua. Bună ziua. Filip? Da. Cine sunt băieți? Eu zvară, nu vreau să știu un prieten. Dați drumul de aici, voi. Păi eu n-am cum să plec, că zvară. Ce? Eu zvară, să n-am cum să plec. Tu ești mai tare în gură, a? Nu sunt mai tare în gură, da. Vrei să intru un pic în tine? Da, zic să intru în tine. Ce am făcut? Eu am fost, dacă s-a întâmplat ceva, sunt martor. Puneți-te pe băiatul ăla de aici. Ia zi data nașterii. 230523. Adresa completă? E în buletin, nu știu. Adresa din buletin. Păi pe aia nu știu pe de rost. Știi ce ai făcut, nu? Hm? Plutonier Marinițel. Știi ce ai făcut? Nu spune ce ai făcut, ca să nu-ți mai zic eu. Nu pot să vorbesc nimic, dacă vreți, vă dau numărul lui tata, vorbesc cu el. Spune ce ai făcut, știi ce ai făcut, nu? Știu ce am făcut, dar nu vorbesc nimic, dacă vreți, vă dau numărul lui tata, vorbesc cu el. El vorbește, mi-ai să nu vorbesc nimic. Deci ai condus fără permis? Vreau să știu. N-am condus. N-ai condus fără permis? A? Mașina nu s-a deplasat din locul în care e. Ia spune-mi, cum ai fost atât de impertinent să te duci la... Ai avut sală, nu? Da. Da? Tu știai că nu ai voie să mai dai la sală? Păi domnul care m-a luat atunci în seara aceea, da? Mi-a zis că pot să mă duc să o dau. Așa ți-a zis? Da. Și acolo când m-am dus, m-a băgat în baza de date și mi-a dat voie să dau. Comunică. Suntem încă pe zonă. Îl căutăm. Cum p***a mamii voastre îl căutați când eu l-am găsit din prima? Facem tot ce putem, șeful, știți și voi cum e. Confirmăm numele. Filip Ionuț Alexandru. De la Orențiu. Șeful, vedeți că apare conform declarației uneia pe nume Roxana. Închide telefonul. Dar ceva de genul, cam așa ceva. Trebuie să mă uit în dosar, nu l-am acum la mine. Că după ce ne întâmplate încă am mai condus fără permis. Păi ca să-mi aducă dosarul, să-mi arate dosarul, să mă întrebe ce am făcut. Puteți vorbi cu tata? Da. Bună ziua! Nu poate acuce așa ceva într-un parc. Unde sunteți dumneavoastră? Eu sunt la Constanța, deci dar nu pot să mă întorc dacă e nevoie. Deci nu puteți să ajungeți, da? Nu pot să ajung dacă e nevoie, dar nu văd de ce se poate aduce într-un parc și care e problema. Am zis să nu mai urcăm. Ce înseamnă asta? Adică cum ce înseamnă asta? Domnul, sunteți aici să coborâți puțin să vorbim? Nu sunt, v-am spus. E cineva, mama sau altcineva de vorbit? Nu, e abia iese de la serviciu. Ok, la ora 6, ok, o să confirm niște date și după aceea vă sună băiatul înapoi.
că nu știam despre ce e vorba și în ce constă. Ok, ok, mulțumim. Haideți, haideți că, că mai am și alte probleme, da? Și o să vă sun băiatul înapoi imediat. Bine. Poți să repezi colegul ce a zis? A spus că a mai condus de câteva ori fără, fără permis. Cineva pe nume Roxana sau cam așa ceva. Aveți declarație? Da, o am în dosar. Ok, hai să văd ce pot să fac. Bine, șef. Tu știi ce, ce, te, ce te-ai pus? Păi, da, n-am condus, adică mașina asta nu s-a mișcat de aici. E camera cine, acolo. Cine e Roxana? Care e Roxana? Da, e camera fixă acolo, adică puteți să luați camera să vedeți că mașina aia nu s-a mișcat din locul ăla, n-am plecat cu mașina nicăieri. Bă, cum poți să mă minți așa? Nu mint! A? De ce aș minți? Pentru ce? Care ar fi motivul să mint așa ceva? Dacă mașina aia nu s-a mișcat din parcare, de ce aș minți? O să pregătesc un loc pentru el acolo, terminat. Bine, coleg. Bă, dacă intru un pic în tine, nu mai spui unde ușa să mă cac. Zici unde-i cacul să mă uși? Alo. Băi, am mai avut câțiva pripași astăzi. Lasă-mă. Hai, bine. Da. Hai, bine. Pa. Vino coace. Ai droguri ceva la tine? Nu, puteți să mă. Arme albe ceva? Pune mâinile pe ăsta aici. Dar aici îmi pune totușele. Să fiu sigur că nu, că, că nu ai nimic. Ok. Păi ce nervi am, bă, de astăzi, din continuu. Să-mi bag. Nu mai pripaș de ăștia, nu mai pripaș de ăștia. O trupă, pripaș. Vino cu atât. Ce-i asta? Țigări, da? Ai copii ceva? Nu. A? Știi cât o să stai la pușcărie? Maxim 3 ani. Ai bagajul făcut ceva? Nu. A? Mergem să iei bagajul? Păi aștept să vină mama. Cum să o să vină după tine acolo cu pachet. Da? Deci o să vină după tine cu pachet. Cum ai putut să conduci tu? Cum ai putut în primul rând să te duci să dai sala când știi că n-ai voie? Conform regulamentului, ordonanței de urgență 2018, vă înțeleg, pe anul 2020, agentul care m-a luat în seara aceea, după ce am plecat, o să suni, m-am oprit la dumnealui. Ia telefonul. Sună pe tatălui să vină la, să vină la, la secție. Bat parola. Îi spui să vină la secție. O să stea preventiv 29 de zile, fie că e vinovat, fie că nu e vinovat. Stai puțin. Cum facem cu... I-a duci tu schimburi? Pentru că nu se mai poate să vină acasă. Să vină maică sau acasă. Sună-l pe mama. Băi, cum poți să faci tu așa ceva? Ce am făcut? Păi asta nu înțeleg ce am făcut. 3 ani. Sună-mă acum, sună aici acum. 3 ani, da? 3 ani. 3 ani o să ai. Ai auzit? N-am făcut nimic, nu să nu. Hai, cu cine vorbesc eu? Te dai ce faci? A? Cu cine vorbesc eu? Dă-mi un coadă, dă-mi coadă tata să vorbesc eu. Închide telefonul, băi. Vino cu acel. Băi, închide telefonul. Ia trece cu acel. Eu? A? Auzi, tată? Întoarce-te încolo, întoarce-te încolo. Mă, sună-l pe tata. Întoarce-te încolo, băi, uite-te încolo. Uite-te încolo. Uite-te încolo dacă te uiți. Au! Ce faci, mă? Ce am făcut? Ce faci? Ce-am băi, uite-te încolo, te uiți încoace, da? Dar ce-am făcut? A? Ce-am făcut? Dacă mai sunt, te rup cu bătaia, da? Fii atent că te bat. Da, mă, treci. Te bagi în porbaca sau aici, în mașină? Păi da, îmi spuneți niște... Dar astea sunt acuzat pe ce? Pe ce lucru sunt acuzat? Pe ce lucru? Da. Vino cu acea, hai, bagă-te în mașină. Păi de ce să mă bag? Stați așa, de ce mă luați? Hai, bagă-te în mașină, hai. Spuneți motivul pentru care mă luați. Bagă-te în mașină. Spuneți motivul pentru care mă luați. Puneți motivul pentru care mă luați și ce faceți. Nu vin. De așa cu ce vino cu acea. Nu vin, fratele meu. Ce-i, mă, ce s-a întâmplat? Băi, spui mie ce s-a întâmplat?
Păi a venit. E o farsă cu camera scrisă, poteam, dar m-am făcut să-l bat, uite. Vărul lui a făcut o farsă. Hai, nu te supăra, gata. Aoleu. Băi, ai reacționat, belea, filmează bine. Să mură cu pe... Băi! Băi, nu mai putem de râs noi, băiatele, băi. Și acum ar trebui să-l bat eu. Uite, bă, nu te e vinovat, el ți-a făcut farsă. Ia telefonul. El ți-a... Îl mai dați pe tuțile. Stai, nu, mai lăsați la așa. Îți las cătușii la unul. Dă-mi că-l bat, dă-mi. Nu mai face farsă așa, bă, parcă... Mă nu știu, bă, de aici. Da, frate. Auzi? Să nu mai dă-l mai. Auzi? Vino cu amășul, zic, asta. Băi, nu te superi. Știți pe domnul ăsta, ați făcut video cu ăla care l-ați omorât pe omul ăla, nu? Băi! Spune-mi că era un... Gbertino24 pe Instagram! Da, da, oprește.